la data de 1 ianuarie 2024. În ceea ce privește monitorizarea electronică în centru operațional, în primele 8 luni ale anului, în 52 de situații, a fost pusă în aplicare măsura obligării agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, reprezentând aproximativ 13% din totalul ordinelor de protecție sau de protecție ordinelor de protecție provizorii, respectiv ordinelor de protecție. Din cele 52 de situații au fost dispuse un număr de 26 ca urmare a nerespectării ordinelor de protecție și 26 pentru ordine de protecție provizorii. În ceea ce privește infracțiunile constatate cu ocazia monitorizării electronice în dispecerul centrului operațional, au fost înregistrate un total de 32 de infracțiuni, din care 6 de distrugere, 15 pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a ordinului de protecție, iar 11 pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a ordinului de protecție provizorii. Ca urmare a nerespectării măsurilor dispuse în ordinele de protecție provizorii sau ordinelor de protecție, a fost luată măsura preventivă de reținere față de două persoane. Polițiștii emit ordine de protecție provizorii în exercitarea atribuțiilor pe serviciu când constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică în scopul diminuării acestuia. Sau au devenit violenți, de exemplu? Până în prezent nu au fost semnalate astfel de cazuri. În schimb, au fost cazuri în care s-a refuzat montarea brățării. În acest caz, întocmindu-se un alt dosar penal pentru nerespectarea dispozițiilor în ordinele de protecție sau obligațiilor sau ordinele de protecție provizorii. Care a fost cel mai dificil caz pe partea asta de monitorizare? Nu. Știu că e fără nume. Nu au fost cazuri dificile, să spunem așa, în primele 8 luni sau chiar 9 luni de când vorbim. Mai dificile sunt alea care mergem, colaborăm cu celelalte județe din prejur. Pentru că monitorizarea electronică o putem face în dispeceratul de la IPJ Neamț, dar în același timp victima sau agresorul să aibă domiciliu într-un alt județ. Și atunci trebuie să dispecerizăm forțe de la acel județ pentru a verifica alertele care sunt generate de aplicații de sistem. Nu am întâmpinat până acum probleme. Mulțumesc! Câte alerte au fost false, în sensul că o persoană e la piață și cel care nu are voie să apropie de persoana respectivă, la fel, de la piață, la cumpărături, și atunci se activează alarma. Au fost, nu știu dacă putem să le numim false, au fost situații de alerte de apropiere în care persoana supravegheată, adică victima, a mers într-un loc în care se afla și persoana supravegheată, în speța agresorul. Dar nu au fost false. Dacă au fost, au fost reale. A fost dispecerizat un echipaj, de cel mai apropiat echipaj de poliție la fața locului. S-au luat măsuri, s-a constatat faptul că nu a fost vina agresorului sau apropiat, ci a fost invers. Și atunci s-au întâlnit documentele aferente. Noi avem o alertă, generează o alertă, prin care aducem la cunoștință faptul că s-a depărtat de telefon. S-a dus în grădină, după lemne. Au fost situații când stau la curte. Iar victima are un telefon prin care, pe acel telefon, noi luăm legătura și cu unul și cu altul și relaționăm cu ei. Există posibilitatea, deci victima are inclusiv pe acel Pure Protect, denumit generic, posibilitatea, în caz de apropiere a victimei, să apeleze un SOS victimă și face legătura direct în dispeceratul SIME. Pe intervine. Aici având posibilitatea inclusiv să relaționăm și cu colegii de la jandarmerie, poliția locală și, unde e cazul la noi, poliție de frontieră. Cel mai apropiat organ, așa zice, prevede legea 146 din 2021, cel mai apropiat organ de ordine publică intervine. Ca și un exemplu, o persoană nu are voie să se întoarcă la locul de muncă. Locul de muncă va fi hașurat, se va stabili o distanță minimă de care nu are voie să apropie, astfel încât în momentul în care va trece de acea distanță, în dispecerat se va prinde un beculeț care va semnala faptul că se apropie. Posibil și din greșeală, să uite. Adică următoarea etapă va fi să-l sunăm și să-i spunem. În cazul în care continuă, deja trecem la alte chestii, de încălcare obligații. Și mai este a treia obligație de a nu reveni în locuința familiei. Și aici cred că undeva, la un moment dat, ne vom interconecta și cu ordine de protecție.